Ne-am întors în Bucovina și ne-am așezat în curtea casei Huțurilor, populație întâlnită în această parte a țării, în Bucovina. În Bucovina, populație la care origine și proveniență este încă este discutată de către specialiști. Se pare că au venit prin Galicia, fost regat al Poloniei, unii prin secolul al XVI-lea, ulterior migrația s-a intensificat, o altă parte a lor au trecut în Bucovina după ce această provincie românească a fost anexată de Imperiul Habsburgic după 1774. Ei vorbesc o limbă, se pare că au o origine slavă, vorbesc o limbă slavă, influențată și de ucraineană, și de poloneză, și de română, bineînțeles. Nu locuiesc în așezări strict, în general au preferat așezările izolate, răsfirate, îndeosebe pe vârfurile mai înalte. Aici suntem chiar în cadrul unei gospodării izolate, considerată gospodărie cu ocol întărit. Observați care construcțiile completate cu gardul pe toate laturile. Din toate părțile este închisă. În apropiere se afla, la câteva sute metri, se afla pădurea. Casa a fost construită la 1928, evident cu lemnul din pădurea care se vede și acum acolo. Nu mai era locuită la data când noi am stabilit să o transferăm la Muzeul Satului. Se mai păstrau și piese de mobilier care se află aici, în interior, înăuntru. Și organizarea prezintă, practic, ocupații principale. Creșterea animalelor mari, cai, vite, oile mai puțin. Românii erau cu oieritul. Ca meșteșuguri, lucrul la pădure era specific aceste etnii, datorită mediului în care s-au așezat și în care trăiau. Agricultura nu permitea zona, terenul muntos. Deci creșterea animalelor avea un port popular al lor, care nu prea s-a mai păstrat, au și manifestări folclorice, unii țin calendarul vechi, alții țin calendarul ortodox nou. Ei se declară că sunt huțuri. Unii pretind că sunt ucrainieni, ei spun pur și simplu că sunt huțuri. Sunt cetățeni loiali ai statului român și ce este interesant, cum îmi spuneau câțiva primari din localitățile din zonă, că la fiecare lege în sământe se declară români, fără să-i determine nimeni. Doamne, ce doamne, sunt român? Interesant. Interiorul este foarte bogat. Erau oameni înstăriți. Pe lângă mobilier, o grămadă de țesături de interior, ceva unelte, păcat că nu, instrumente muzicale, au manifestări folclorice, au folclor, buciumul, trâmbița, dar și țiterea le este specifică, fluiere, de mai mult fluier mare, fluier mic, iar fluiere din metal, din aramă, cobza, o au și ei, armonica, deci toate aceste instrumente muzicale pe care le-am menționat, le vedeți când veți avea ocazia la această casă. Acolo aveți șura, compartimentată în mai multe grajduri, grajdul vițeilor în capăt, grajdul vițelor mari, aliașurii, o cămară, în partea cealaltă sub acel șopron trebuia, sigur că se completa și cu un țar, se ținea câteva oi, aveau câteva oi de la care foloseau și lâna. În continuare se află un șopron de ținea mijloace de transport, car, sanie și așa mai departe. Fântâna era, pânza freatică era la înălțime, era la vreo 50 de metri adâncime, dar aveau sursă de apă și mai avem un șopron în latura opusă, unde se păstrează sania de plimbare. Cum iarna la ei ține câteva luni bune, pare că anis și acum, zilele astea, deplasarea se făcea cu acest mijloc de transport, cu sania trasă de cai. S-a umblat mult după completarea acestui inventar, pentru că nu prea se mai găsește. Am apelat și la cunoscuți, și la autorități, și la oameni. Satul se transformă, nu poți să-l mai ții pe om în loc. Uitați-vă câtă lume a plecat. Sunt sate întregi unde au mai rămas câțiva bătrâni, care
sunt uitați acolo de lume. Tineretul a plecat și pleacă în continuare. Situația se repetă și aici. De aici, de unde am cumpărat foarte multe obiecte, huțule, bătrânul mai era acasă. Tinerii veniseră că erau sărbătorile de iarnă, dar altfel ei lucrau în Italia. Fica lui și, banul fiul lui și, și norăsa. Deci vedeți că astea sunt, asta este situația, fiecare este nevoit să se meargă unde este mai, unde crede că este mai bine. Tot aici s-au transferat și câteva instalații tehnice populare și ne referim la un teasc pentru stors ceara adus din satul Sebeșu de jos, județul Sibiu. Era satul de boștinari, deci boștinarii erau cei care valorificau resturile de ceară rămasă după ce se recolta din faguri, mai rămâneau. Se colecta, se punea în turte, se topea, se amesteca foarte, foarte bine și se valorifica. Se vindeau în locuri unde era nevoie pentru lumânări și așa mai departe. Atelierul de fierărie din zona, din atelierul de fierărie din Bihor, din localitatea Vărzar, că erau trei de sus, de mijloc și de jos, atelierul olarului din Oboga, Oltenia, de fierărie v-am spus, dar sunt și alte construcții care atrag atenția. Ne-am gândit și am reușit să transferăm, să reconstituim, de fapt, o cabană silvică, o cabană forestieră, care era situată undeva pe Valea, în Prahova, localitatea Presten, undeva în pădure, la peste 1000 de metri, și unde erau cazați muncitorii forestieri, dar se aflau și birourile unde se stabilau cantitățile de lemne care urmau să fie recoltate, esențele și beneficiare, adică locurile unde se vindeau. Ei spuneau că cel mai mare beneficiar era fostul combinat de mobilă Pipera din București, care lucra atunci, cum bine știți, mai mult pentru export mobilier la comandă. Ea se află aici pentru diferite activități. Multă lume m-a întrebat ce rost își are, ea este o construcție plăcută la oco, să o vedeți, ce rost își are Muzeul Satului. Și am dat soluția că aici se pot organiza diferite ocupații tradiționale care au dispărut. Expoziții, de fapt. Lucru la pădure, cum se făcea odată. Se tăia manual, se cobora manual pe jilipuri, adică pe jgheaburi, se transformau în plute, se cărau în plute la locurile de acces cu vagoana de cale ferată și așa mai departe. Și a venit, doamne, asemenea expoziție, asemenea prezentări sunt mai puțin cunoscute de către bucureșteni. N-are de unde să vadă bucureșteanul cum bracona țăranul curse pentru vânătoare. Că nu foloseau arma de foc. Păi depinde ce vreau să vânzi. Erau capcane pentru șderi, dacă aveau nevoie. Bucovinele erau renumiți. Iar noi am adus o capcană de șderi din Bucovina. Blana de șderi o foloseau la portul popular, la bundiță. Era îmbrăcată cu blana de șderi, foarte spectaculoasă. Erau capcane pentru lupi, pentru vulpi, capcane foarte mari pentru cerpi și pentru urși. Vânatul care, din fauna zonală, din fauna locală, mai exact. Așa, lucrul la pădure m-a spus că tăierea lemnului cu uneltră tradiționale, nu ca acum cu drujma care despădurește zilnic zeci și sute de hectare și așa mai departe. Și s-au și făcut asemenea activități. Chiar a fost o expoziție organizată cu Rom Silva și cu Muzeul Cinergetic din Posada, județul Prahova.